Domnule Ochea, prima etapă din play-off-ul Ligii Elitelor Under 17, Farul Universitatea Cluj 3-3, o partidă extrem de disputată cu răsturnare ale scorului, în cele din urmă un punct absolut meritat obținut de elevii dumneavoastră. Da, un punct obținut de elevii mei, un punct muncit, un punct pentru care băieții au luptat, s-au sacrificat, au arătat spirit de luptă și îi felicit pe tema asta. Din păcate au fost aceste eliminări, dar iată, ei luptă în continuare, se anunță un campionat foarte, foarte disputat, iar lupta pentru titlu este deschisă oricărui rezultat. Ne va fi foarte dificil, am primit 3 cartonașe roșii, mi-e greu să-mi găsesc și cuvintele, sunt 3 cartonașe roșii luate direct, asta ne va destabiliza, dar nu ne rămâne decât să analizăm lucrurile pe care le-am făcut mai puțin bine, să le îndreptăm și cu ce avem la dispoziție să abordăm competiția ca și până acum toate meciurile la victorie. David, primul meci din play-off în Liga Elitelor Under 17, un rezultat de egalitate 3-3 cu Universitatea Cluj, o partidă foarte disputată cu multe evenimente. Bună ziua, în primul rând, a fost un meci foarte greu, primul meci din play-off. Mereu ne-am pus în plan să începem cu dreptul play-off-ul, am fost conduși, am egalat, ăsta e fotbalul, am avut și eliminări, dar ne-am luptat până la final și am reușit să scoatem un rezultat de egalitate. Este un punct important în lupta pentru titlu, campionatul se anunță foarte, foarte disputat. Da, este un punct foarte important, la toate meciurile sperăm să câștigăm și atât. Ați dovedit tărie de caracter pentru că ați evoluat în inferioritate numerică, pentru tine un gol, apoi la acel autogol ai centrat decisiv, o evoluție bună în acest meci. Mulțumesc, da, că la fiecare meci încerc să-mi ajut echipa, să încerc să marchez și să reușim să ajungem la obiectivul pe care l-am pus și să terminăm play-off pe primul loc.